Ziua Independenței Poloniei este o sărbătoare celebrată în fiecare an pe 11 noiembrie în Polonia. Ea este sărbătorită pentru a comemora independența Poloniei redobândită în 1918, după 123 de ani în care a fost împărțită de Austro-Ungaria, Prusia și Rusia. În fiecare an, cu această ocazie, sunt organizate ceremonii, marșuri și concerte. Evenimentul a fost celebrat și la Râmnicu Vâlcea, la Biblioteca Județeană Antimivireanul. Noi l-am început la Biblioteca Județeană, acela de a sărbători fiecare din cele 27 de țări ale Uniunii Europene, bineînțeles și România, 28 de țări ale Uniunii Europene, să sărbătorim zilele naționale ale acestor țări. Am început cu Polonia. Deci am început cu Polonia, pentru că este evident că la momentul acesta avem o relație de parteneriat economic cu reprezentanții Poloniei în România, și am cerut în mod special ca această zi să fie una specială. Începând din această zi, ori de câte ori vom avea o zi națională, aceasta va fi sărbătorită aici, la Biblioteca Județeană, unde veți afla lucruri interesante despre țările Uniunii Europene. Exact un an de zile depuneam coroane de flori în Polonia, în orașul Bucin, cu această ocazie. Și iată că astăzi, datorită dumneavoastră, domnului prefect, putem să avem lângă noi și în interiorul acestui oraș minunat, Râmnicu Vâlcea, un oaspete care investește în România, la uzinele Solice, și investește cu brio. Și am fost la dânsul acolo, am vizitat uzina și, într-adevăr, se vede că se face treabă foarte bună. Totodată vreau să spun Gin Dobry, domnule director. Da, Bastro. Într-adevăr, am fost în Polonia. Am făcut această înfrățire și aș vrea să vă mărturisesc și să vă împărtășesc câteva gânduri și idei ale mele cu acest oraș Zbucin, un oraș de 10.000 de locuitori, un oraș foarte asemănător cu Băbeniu în multe privințe și multe domenii. Am reușit să mergem cu o delegație de 30 de persoane în acest oraș, în Polonia. Chiar și dumneavoastră au venit cu o delegație de 30 de persoane în Băbeniu. Polonezii sunt frați de-ai noștri, care au o istorie milenară și o dovadă de patriotism de-a lungul timpului. Sacrificiul acestui popor polonez în timpul celui de-al doilea război mondial este impresionant și aș vrea să vă aplicați și dumneavoastră cu atenție asupra istoriei poporului polonez. Eforturile conjugate de a găsi soluții pentru dezvoltarea statului polonez, chiar dacă a fost un stat membru CAIR, fost comunist. Eforturile sunt pentru noi o pildă în accesarea fondurilor europene, în ținuta vis-a-vis de respectarea unor norme europene. Pot să vă spun că în momentul în care înfrățirea a avut loc la standarde occidentale, așa cum spune Cartea Înfrățirii Europene, am și spus și vă spun și dumneavoastră ceea ce Papa Ioan Paul al II-lea, acest papă minunat, sanctificat, a spus atunci când a venit pe teritoriul României, am pășit în grădina Maicii Domnului. La manifestare au fost prezenți ca invitați speciali directorul uzinelor Sodice Govora Witold Urbanowski, dar și Martina Korociuk, voluntar polonez al Serviciului European de Voluntariat. Cineva mi-a spus că o să stau astăzi aici și reprezent Polonia cumva, și spus că cumva spune povești. Și e adevărat că eu eram cumva prins în niște chestii economice ultimul an și jumătate. Dar stând aici, recunosc că există și ceva mai mult decât economie și promit că nu vorbesc despre economie eu asta. Și dacă am avea ceva de spus. Mulțumesc pentru cuvinte bune în adresa țările mele, de la toți. Și mulțumesc pentru cuvintul bun care era spus pentru mine ca și calitate de manager. Dar nu e numai succesul meu. E și echipa românescă în spate, care a stat alături de mine și sta și mai puternic astăzi.